Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început titlurile ediției. Cei care parchează neregulamentar scapă de ridicarea autoturismului. Îi salvează o nouă lege care prevede doar o sancțiune pentru șoferi dacă mașina nu încurcă circulația sau nu blochează accesul în instituțiile publice. Marile fabrici din Timișoara părăsesc centrul orașului pentru periferie. Deși relocarea afacerii pare costisitoare, patronii au mai mult de câștigat decât de pierdut. Terenurile de sub construcții valorează o avere și sunt vânate de dezvoltatorii imobiliari. La Timișoara s-a dat neoficial startul campaniei electorale, cu mult înainte de termen. Candidatul USL pentru funcția de primar a trimis deja electoratului mesaje de sărbătoare, doar că fluturașii conțin însemnele senatului și culorile drapelului. V-ați parcat mașina neregulamentar? Dacă nu încurcă circulația sau nu blochează accesul în instituțiile publice, nu trebuie să vă mai faceți griji că va fi ridicată. De amendă însă nu veți scăpa. Toate acestea se regăsesc într-o inițiativă legislativă a senatorilor. Domnului Marian i-a fost ridicată mașina pentru că a parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap. Pentru că nu avea în geam certificatul care să ateste că are tot dreptul să-și lase autoturismul acolo, angajații de la administrarea domeniului public au acționat imediat. Proprietarul cu un tiang de dovezi în mână nu a reușit să-i împiedice. Asta înseamnă că nu-i soția handicapată? Uitați-vă aici, ăsta este un dosar medical pe care vi-l arăt eu. Astfel de scene se petrec zilnic în Timișoara. Inițiativa legislativă a senatorilor îi face pe șoferi să răsufle ușurați. Asta ar fi o părere extraordinar de bună. Se uite că în Timișoara, cum nu este loc de parcare, umbli ca dezmeticul să faci ceva, să pui undeva. Și cum te-o prins greșit, cum te acționează. Și pare mai în regulă. De ce? Nu o să fie haos? În mod sigur nu. E bine așa. De ce? Păi dacă nu blochez, de ce să-mi ridice mașina? Zilnic în țară sunt ridicate mii de mașini în condițiile în care nu există suficiente locuri de parcare. Anul trecut în Timișoara, peste 700 de autoturisme au fost luate pe sus și duse în parcarea DP-ului. Reprezentanții poliției locale spun că nu sunt afectați de această inițiativă legislativă. Amenzi vor fi date în continuare. Nu e nicio problemă. Poliția, ca și poliția locală, ca și poliția națională și alte structuri de ordine de siguranță publică sunt obligate prin natura profesiei și a atribuțiilor să respecte legislația care este în vigoare, indiferent că este bună sau nu. Cei de la administrarea domeniului public spun că au conștiința împăcată. Cel puțin la nivelul Timișoarei, prin activitatea respectivă, s-a făcut oarecare ordine. Șeful ADP a găsit repede o soluție în cazul în care această lege îi va reduce activitatea. Desfințăm activitatea, oamenii pleacă la căpșuni în Spania și altă problemă noi nu avem, să ne găsim un alt portofoliu. Conform noii legi, un autoturism va fi ridicat doar dacă staționează mai mult de 7 zile într-un spațiu public amenajat, dacă reprezintă un obstacol pentru circulație, blochează traficul rutier sau accesul în instituțiile publice. Inițiativa legislativă va fi dezbătută și votată în Camera Deputaților, care este for decizional. Marile fabrici din Timișoara au decis să plece din centrul orașului și să își mute liniile de producție la periferie. Relocarea afacerii implică investiții de milioane de euro, dar, deși nu pare, patronii au mai mult de câștigat decât de pierdut. Terenurile de sub construcții valorează o avere și sunt vânate de dezvoltatorii imobiliari. Investitorii abia așteaptă să pună mâna pe parcelele de pământ pe care să ridice mai apoi blocuri de locuit sau spații pentru birouri. Acuzați că poluează și că îngreunează traficul din centrul Timișoarei, patronii marilor întreprinderi au decis să-și reloce afacerile. Chiar dacă puteau să plece și peste graniță, oamenii de afaceri au ales să-și mute liniile de producție din buricul târgului la marginea orașului. Primul care a făcut mutarea a fost proprietarul unei fabrici de textile. Ne-am dat seama că atunci când piața imobiliară a început să se dezvolte intens în România, ne-am dat seama că terenul ocupat de fabrică în centrul orașului avea un potențial imobiliar care nu era valorificat și de asemenea exista deja de mai mulți ani o hotărâre a Consiliului Local care interzicea dezvoltarea activităților de producție în zona centrală. Decizia a fost una riscantă, dar a meritat. Cele 3 clădiri de birouri ridicate până acum în locul fabricii de textile au fost vândute unor afaceriști străini în schimbul a 30 de milioane de euro. Ovidiu Șandor nu regretă mișcarea îndrăzneață.
Orice investiție riscantă, prin definiție, și aceasta a avut componenta ei de risc, dar până la urmă se pare că am reușit să realizăm o investiție și să evităm riscurile respective. Și cel mai mare producător de sisteme de iluminat și piese automotive a decis să-și lase halele din centrul orașului, care se întind pe 7 hectare, pentru a se muta într-un parc industrial de la marginea Timișoarei. Intrarea în această zonă cu camioanele grele, cele care transportau marfa către Pitești și alte zone, era din ce în ce mai grea. Ba, a fost chiar o interdicție din partea primăriei și oarecum justificată. Condițiile mai grele de profit, așa, au făcut ca această mutare să fie mai domoală, mai înceată. Compania câștigă astfel mai multe milioane de euro pentru că halele care rămân goale sunt poziționate strategic. Locație destul de centrală și aproape de gară, aproape de un viitor port, de ce nu la Bega poate fi deschis un port. Probabil că vom găsi niște proiecte pe viitor după ce se va finaliza și cu criza asta. Experții imobiliari susțin că vânzarea vechilor terenuri ar putea să fie problematică. Valoarea unui teren nu este dată de ceea ce se vede, ci de ceea ce este prevăzut a se construi pe terenul respectiv. Bineînțeles că poziționarea lor le fac să fie valoroase, însă dacă ne gândim la criză și la modul cum se fac afaceri acum... Două tipuri de afaceri se pot dezvolta pe astfel de terenuri, spun agenții imobiliari. Unul ar fi acela al dezvoltării imobiliare, în continuare, cu ansamblu rezidențiale, ceea ce cred că planul de urbanism general ar putea să permită așa ceva, sau doi, poate să fie construcția gen mall-uri. Conform specialiștilor din domeniul imobiliar, mediul de afaceri din Timișoara mai are nevoie de cel puțin 6 clădiri de birouri. Transportul de pasageri pe canalul Bega a înregistrat un vârf de 500.000 în 1944. În 2012, infrastructura nu prea pare să mai țină cu amatorii transportului pe apă, dar la mal vă așteaptă o embarcațiune gata să vă arate orașul de pe valuri. La puntea ei vă așteptăm și noi în doar câteva minute. Mijloacele de transport în comun din Timișoara continuă să fie implicate în accidente grave de circulație. O bătrână și-a găsit astăzi sfârșitul sub roțile unui tramvai. Accidentul a avut loc în apropierea Catedralei Mitropolitane și vatmanul a avut nevoie de îngrijiri medicale. La partea din fața tramvaiului până la colțul clădirii, mă interesează. Așa. Neatenția și graba sunt principalele cauze ale accidentului de astăzi. Fără să se asigure, bătrâna a vrut să traverseze șoseaua, dar a ajuns sub o garnitură de tramvai. Bătrânica a apărut brusc, deci era pe trotuar. Nu a văzut că vine tramvaiul, nu s-a uitat și a dat de cărucior să uita la clădirea asta, nu știu, să uita în altă parte, nici de cum către tramvai. Credeți că ea a văzut că vine tramvaiul? Dar puiul auzi! Cum, treci din parc, așa o femeie în vârstă, cu căruciorul ăla după tine? Nu se poate, trebuie să te uiți puțin, stânga-ndreapta. Nu s-a uitat că vine tramvaiul și tramvaiul venea. Medicii au încercat minute în șir să resusciteze victima. În comă, femeia a fost transportată la Spitalul Municipal din Timișoara, unde s-a stins din viață. Și vatmanul tramvaiului a fost preluat de o ambulanță, acesta suferind un șoc în urma accidentului. Din păcate, nu este nici primul și nici ultimul accident grav de acest tip. În octombrie 2011, o copilă de 14 ani care se grăbea să ajungă la școală la cursurile de dans a murit după ce a fost lovită de tramvai. Fata a traversat strada în dreptul unei treceri pentru pietoni și a fost izbită în plin de o garnitură. Ancheta poliției a arătat că de vină pentru accident este chiar eleva pentru că nu s-a asigurat când a traversat strada. Start în campania electorală cu mult înainte de data oficială. La Timișoara, unul dintre candidații pentru fotoliul de primar a trimis deja electoratului mesaje de sărbătoare. Fluturașii cu imaginea candidatului Uniunii Social-Liberale conțin însă și însemnele Senatului, dar și culorile drapelului. Campania electorală pentru alegerile locale începe oficial în data de 11 mai și se încheie în 9 iunie. Dar, cum se apropie Paștele, timișorenii au primit în cutiile poștale mesaje de felicitare de la candidatul USL la primărie. Fiecare interpretează cum dorește. Ilegal, consideră reprezentantul guvernului în teritoriu, pentru că fluturașul conține simbolul național, tricolorul. Chiar și așa, niciun candidat care fură startul campaniei nu poate fi sancționat. Este interzis prin lege publicarea sau folosirea de însemne ale țării noastre, mă refer la simbolul național ale țării noastre, în campanie de către diferiți candidați. Este o problemă foarte delicată, fiindcă legea nu prevede ce sancțiuni se dau persoanelor care încep campania înainte de termen. Cred că te descalifică. Sunt unii care sunt nerăbdători și
Nu că înțeleg, că nu înțeleg și nu respecta legea și a fi corect, eu zic că eu nu respecta legea o chestie gravă și a fi corect e o chestie importantă. Sunt culorile roșu, galben și albastru puse într-o altă ordine și nu în ordinea draperului. Sunt în regulă. Eu cred că este păgubos ca cineva să se ocupe de astfel de lucruri. Timișorenii taxează însă felicitările electorale, chiar dacă intenția pare bună. Normal că nu e corect. Da, nu cred că e tocmai potrivit. Pus fără judecată și ce să le mai zicem? Foarte urât din partea lor, foarte urât. Hai, să facă ceva mai bine în loc să facă atâta publicitate. Nu este corect. Fac campanie electorală așa, iurea. Am primit poștă la casă, am primit. De la ce? Anumiți candidați. Nu mi se pare normal. Nicolae Robu candidează la alegerile din 10 iunie pentru fotolul de primar al Timișoarei pe listele Uniunii Social-Liberale. Surpriză deloc plăcută pentru unul dintre candidații Uniunii Social-Liberale pentru Consiliul Local din Deta, Ion Jinaru, și-a găsit dimineață geamul de la mașină spart și autovehiculul stropit cu benzină. Omul s-a speriat și, deși nu știe cine ar fi putut să-i facă așa ceva, crede că a fost un avertisment din partea celor care nu vor ca el să candideze. Toate au cam plecat, cred eu, de la faptul că mi-am exprimat opțiunea pentru a candida la alegerile locale. Deta a ajuns, eu știu, zonă de conflict. Să faci în mijlocul Detei, unde vecinii de-ai mei sunt 4 polițiști, să faci un asemenea lucru înseamnă că cine a făcut-o are un curaj extraordinar sau este un profesionist. Ion Jinaru spune că a mai fost sfătuit în trecut să nu candideze, dar nu vrea să renunțe. În Deta, lucrurile ar trebui să revină la normal, spune Jinaru. Omul a chemat poliția, au fost luate amprente de pe mașină și urmează ca anchetatorii să-i găsească pe vinovați. Cândva jumătate de milion de pasageri și sute de mii de tone de mărfuri se perindau pe Bega. Deși aflat în curs de reamenajare, mai este cale lungă până la râul de altădată. Canalul este în prezent navigabil doar de la uzina de apă până la Sân Mihai, acolo unde ar trebui să se refacă nodul hidrotehnic și ecluzele care ar putea face legătura cu Serbia. În lipsa unei infrastructuri, vaporașele care odinioară populau Bega au devenit o raritate. În ultimii 10 ani, Nicolae Bârsan a locuit în Statele Unite, Canada și Spania. De acolo s-a întors cu câteva idei pentru a readuce în prim plan plimbările pe canalul Bega. A cumpărat din străinătate o barcă 100% ecologică pe care timișorenii o pot închiria pentru agrement. Vaporașul se încarcă la priză, primește 12 persoane la bord și poate circula până la 10 ore. Barca este pusă la încărcat, încărcătorul de baterii și modulul de control controlează secvența de încărcare, în momentul în care bateriile sunt încărcate, decuplează automat. Vezi Timișoara cu alți ochi acum și mă bucur că există așa ceva, pentru că până acum, dacă vrei să faci o plimbare pe Bega, nu aveai cu ce. Și sper că pe viitor să apară mai multe embarcațiuni. Iar dacă infrastructura i-ar da o mână de ajutor, Nicolae Bârsan ar aduce și alte bărci care să funcționeze drept autobuze pe apă. Este un mediu foarte silențios, este un mediu curat. Experiența navigării într-o astfel de embarcațiune este mult mai liniștitoare decât orice altă embarcațiune cu motor. Lipsa gazelor de eșapament este un lucru pe care toată lumea le apreciază. Deocamdată, autoritățile locale au găsit bani pentru decolmatarea canalului Bega și pentru amenajarea malurilor. Lucrările au costat 75 de milioane de lei. Urmează o altă investiție de aproximativ 30 de milioane, pentru care se caută acum finanțare. Acum se lucrează la punerea în siguranță a nodului hidrotehnic de la Sân Mihai, se mai lucrează la faza finală de amenajare a malurilor, a taluzului, pe tronsonul cuprins între piața de fân și turbine. Pentru refacerea infrastructurii, municipalitatea a depus acum 2 ani un proiect la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Avem semnale pozitive că el va fi semnat în scurt timp și asta înseamnă că imediat după aceea vor apărea acele pontoane speciale pentru a putea gestiona transportul public. Vaporașele care ar putea circula pe Bega vor avea nevoie de stații de oprire, de stații de alimentare, dar și de un loc unde acestea pot fi ancorate. Dacă proiectul primăriei va prinde contur, transportul public în Timișoara se va putea desfășura și pe apă. Deocamdată se pot face doar plimbări de agrement cu astfel de embarcațiuni. Manuela Sinu se află acum într-o barcă pe canalul Bega și ne spune câte embarcațiuni sunt acum în Timișoara. Bună seara, Manuela!
Bună seara! În Timișoara sunt înregistrate în prezent aproximativ 330 de embarcațiuni. Există și un regulament pe care acestea trebuie să îl respecte. Câteva dintre reguli constă în faptul că nu au voie să depășească viteza de 12 km la oră, nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 65 de metri, iar o lățime mai mare de 8 metri. Embarcațiunea în care ne aflăm chiar acum respectă toate aceste reguli și chiar mai mult decât atât, peisajul pe care ți-l oferă în timpul unei plimbări, fie ea cât de scurtă, este minunat. Poli n-a reușit să bată CSKA Caraș-Severin nici în amicalul desfășurat la sala Constantin Jude. La capătul a 3 reprize de câte 20 de minute, albi-violeții au cedat cu 25-31. Sincer, ne-am dorit să câștigăm, pentru că orice meci pe care îl joci trebuie să-l câștigi, că asta înseamnă o mentalitate de învingător. Eu sunt mulțumit, am condus factici 3 gol și a pierdut 5 gol sau 6. Asta este, trebuie la fiecare moment și la amical și la oficial joc. Fără Fenici menajat după stagiul petrecut la echipa națională și cu Lela în tribune, albi-violeții au condus în prima parte a jocului, însă au cedat inițiativa în ultima repriză. Nedel Covuciovici a testat 5 jucători care evoluează la HC Arad, dar care aparțin de clubul timișorean. Arseni, Ungureanu, Roșca, San Petri și Mihăieș. Tinerii de la Pară trebuie multe lucrat, multe muncit. Arsen are mână bună, trebuie multe inunțat. Poli va mai disputa încă un amical până la reluarea campionatului. Săptămâna viitoare va juca pe teren propriu cu o echipă din Liga 3-a din Serbia. Locul 6 e noul obiectiv al lui Poli în ediția actuală a Ligii Naționale. Handbaliștii timișoreni au renunțat la gândul cupelor europene. Noi încercăm pe locul 6. Dacă câștigăm 2 puncte la afară, putem obiectiv locul 6. Eu nu pot promit acest an cupe europene. Factic, noi am pierdut aici meci cu Reșița. Asta a fost capital joc pentru noi. Celălalt reprezentant a Banatului și-a creionat deja strategia pentru sezonul viitor. Ne dorim din vară să îmbunătățim lotul. Încă nu avem concret nimic, dar vrem să întinerim echipa la ce mod. Toți jucători cu tineri de perspectivă, dar care au și jucat un an, doi în campionatul României. Să nu fie jucători foarte tineri care n-au nici măcar o repriză jucată în ligă. La Reșița, planurile sunt însă mai mari. CSKA Caraș-Severin vrea să calce pe urmele UCMR-ului, care a câștigat de 3 ori consecutiv Cupa Challenge. În 2-3 ani să facem o echipă foarte puternică cu care să putem ataca primele locuri, aș zice. După 21 de etape scurse din Liga Națională, cărășenii sunt pe 4 în clasament, în timp ce Poli ocupă poziția 7-a. Meciul cu CSM Târgoviște ar putea fi ultimul pentru BC Medanziu în acest sezon. În cazul în care pierd și manșa a doua a duelului din sferturile campionatului, alvioletele sunt eliminate din cursa spre semifinale și ar urma să joace pentru locurile 5-8. Asta dacă meciurile vor mai avea loc. Eu sper să se joace aceste meciuri. Așa s-a stabilit la început. Așteptăm o hârtie oficială că nu se joacă. Deocamdată noi ne pregătim normal. Federația nu a anunțat încă dacă se mai respectă regulamentul stabilit la începutul sezonului. Trupa de pe Bega vrea însă să joace cu orice preț. Fetele vor să joace, la fel și eu, dar asta va decide federația. Sigur, noi suntem vinovați că jucăm cu Târgoviște în primul tur. Planul nostru a fost să ne clasăm pe locul 5 sau 6. În cazul în care nu se mai dispută turul următor, clubul intră în vacanță până la toamnă. Dacă totuși meciurile vor avea loc, Danzio o va întâlni cel mai probabil pe Basket Club Alexandria. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Cei care parchează neregulamentar scapă de ridicarea autoturismului. Îi salvează o nouă lege care prevede doar o sancțiune pentru șoferi dacă mașina nu încurcă circulația sau nu blochează accesul în instituțiile publice. Marile fabrici din Timișoara părăsesc centrul orașului pentru periferie. Deși relocarea afacerii pare costisitoare, patronii au mai mult de câștigat decât de pierdut. Terenurile de sub construcții valorează o avere și sunt vânate de dezvoltatorii imobiliari. La Timișoara s-a dat neoficial startul campaniei electorale, cu mult înainte de termen. Candidatul USL pentru funcția de primar a trimis deja electoratului mesaje de sărbătoare, doar că fluturașii conțin însemnele Senatului și culorile drapelului.
Puteți revedea știrile noastre pe pagina de internet analogtv.ro. Iar dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile sau fotografiile surprinse pe adresa știrea@analogtv.ro sau sunați la numărul de telefon 0256200203. Un reporter Analog TV va prelua apelurile dumneavoastră. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Vremea va fi instabilă, cerul temporar noros și se vor semnala averse însoțite izolat de descărcări electrice, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi temporar noros. Spre dimineață, izolat se vor semnala ploi ce vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări temporare. Minima nopții va fi de 8 grade Celsius la Arad și 9 la Șiria. Mâine vremea va fi, în general, instabilă. Cerul va fi temporar noros. Local, mai ales în cursul zilei, se vor semnala averse însoțite izolate de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud și sud-vest, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius la Șiria și 17 la Arad. În Caraș Severin, în această noapte, vreme frumoasă, cer noros și ploi spre dimineață. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări temporare. Temperaturile minime vor fi de 7 grade Celsius în Caransebeș, 8 în stațiunea Băile Herculane, 9 în Reșița și 12 în Oravița. Mâine, Cărășenie e o parte de vreme instabilă. Cerul va fi temporar noros. Local se vor semnala averse însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat din sud și sud-vest, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi de 16 grade Celsius în Reșița, 17 în Oravița, 19 în Caransebeș și 20 în stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, vremea se menține frumoasă, însă cerul va fi temporar noros. Spre dimineață, izolat se vor semnala ploi ce vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud, cu intensificări temporare. Temperaturile minime vor fi de 8 grade Celsius la Sân Nicolau Mare și Jimbolia și 9 în Timișoara și Lugoj. Mâine vreme instabilă și cer temporar noros, local sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud și sud-vest, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi de 18 grade Celsius la Lugoj și 19 la Jimbolia, Sân Nicolau Mare și Timișoara. La noapte în Timișoara, vreme frumoasă, cer noros și sunt posibile averse. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Temperatura minimă va fi de 9 grade Celsius. Mâine vreme instabilă și cer noros și o maximă de 19 grade Celsius. Vineri vremea va fi caldă, cerul variabil în prima parte a zilei se va înora treptat. Spre seară și în cursul nopții local se vor semnala ploi cu caracter de avers însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat din sud-est, cu intensificări temporare în sudul Banatului și la munte. Temperaturile minime vor fi de 9 grade Celsius în județul Arad și 10 în Caraș-Severin și Timiș, iar cele maxime vor fi de 17 grade Celsius în Arad și 18 în Caraș-Severin și Timiș. Sâmbătă vremea va fi, în general, instabilă. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse în Banat și local în Crișana se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări locale. Temperaturile minime vor fi de 9 grade în Caraș-Severin, 10 în Arad și 11 în Timiș, iar cele maxime vor fi de 21 de grade în Caraș-Severin și Timiș și 22 în Arad.